Luați antrenor până la urmă, Iliev este o variantă? Sau Toni Nu, Iliev nu. Nu. Nu, nu e vorba nici de Iliev, nici de... Nici Iliev, nici Toni nu e, nu. Dar, la ce variantă vă gândiți? Să vedem, nu știu, s-ar putea să fie un antrenor român sau un antrenor străin. Acum să vedem, adică să vedem care cunoaște mai bine filozofia. Îi aveți deja în minte, bănuiesc, pe listă. Păi sunt normal, sunt doi din afară și unul de aici, din România, care... Au mai lucrat în România? Au lucrat și aici, ăsta din România a lucrat, a fost și la echipa națională. Da, deci, da, să vedem dacă se mulează pe filozofia Stelei. Ar putea să fie la meciul cu Universitatea Craiova pe bancă? Da, nu cred, e posibil, nu știu, să vedem dacă ne înțelegem cu el, trebuie să stăm la față în față, să vorbim, să... Putem să vedem, înțelege filozofia Stelei, că filozofia Stelei e mai complicată, nu pot. Și va fi peste Pintilii? Da, Pintilii ce face în stația? Ce să fie? Pintilii ce e? Antrenor secund de lume, ce e? Nu? Sau ce este el? Ce este? Delegat. E delegat. Păi dacă, de exemplu, antrenorul Ferguson îi dă la oamenii lui și ăsta, dacă... Adică, bă, cred că eu sunt idiot. Adică merge bine... Și să vin, vină mă în coaie, dă-te, pleacă pe Intilitul, dă-i drumul de aici, că vrea Burchel. Tu te pot de aici. Păi eu îi spun, bă, eu te pun pe tine, antrenor, și ești tu antrenor. Dar ții cont de ce zice Pintilii, că ăsta mi-a făcut până acum treaba asta. Că tâmpelile astea, că zic ei, că vor ei să demonstreze. Să demonstreze. Și astea tâmpenile astea, unde ai văzut în lumea asta, să ai, domne, că vin eu, te amendez. Păi vine un antrenor străin. Ce îi spune el lui ăla? Că te suspend 2 ani, de unde suspend? Suspendă-mă de România, pleacă în Bulgaria. Și gata. Păi nu poți să pui mână, trebuie să armonizezi legea, noi faci și tâmpenii, tu are capul. Trebuie să armonizezi regulamentele FIFA cu astea românești. Nu poți spune, da, bă, suspend. Bine, mă, suspend. De unde suspend? Trebuie să suspend de unde îl suspend, de Europa toată. Adică regulamente să fie armonizate. Facem noi o lege acum, că vrem noi, că a venit Burchel, să ne învață Burchel cum se face. Vă deranjează ieșirile astea lui Leo Strizu și tot ce povestește? Bă, nu e că eu spune numai tâmpenii. Adică niște proști, nici nouă, că nu știu, dar m-am ținut niște prostii, că vezi, Doamne, că te face la Steaua, că el l-a adus pe Meme. Meme l-a adus pe el. Că eu am avut și ce discuții cu el, adică, și Meme, bă, Gigi, e pe cale și el, pe credință, cu ta, că e frasul, că nu știu ce, că am... Bine, mă, lasă de-aș mânci și eu o pâine. Dar săracul, adică îi dau să mănânci o pâine, acum vine, vorbește, el trece, el face cu tare, l-a dus el pe Meme, dădea pe pistol ca afară, lucrăm și minciuni niște, eu nici nu știu de... Câteodată mă gândesc să dea Domnul să n-ajung și eu așa, adică minte, bă, oamenii ăștia, cred că ei visează și după aia le transpun în viață. Adică niște, că astea nu mai vise sunt, că astea nu poate să fie adevăr, dacă nu mai minciuni. Doamne ferească, dar ce să faci săra cu asta? Păi a văd de cu tare, mi-a zis să ia lua bani împrumut, să-și ia nu știu ce. Și mi-a zis, vari, domnule, că mai avea încă vreo 1800 dați, adică trebuia să-i... Să-i luați, na? Și am zis, du-te mă de aici, lasă-i cadou lui. Păi dacă îți faci și 1800 cadou. Și băi, du-ți vezi de treaba ta, mă. Vezi, de-aia nu-i bine. Că ți-e milă de om și după aia ți-e milă, că mi-a fost milă de el. Că da, ce aveam eu nevoie de Strizul, mi-a fost milă de el, îți mânci o pâine. Și acum... Vă mulțumim Mititelu pentru ajutor. Acum e la mâna lui în meciul de joi. Ce să mulțumesc? Dar companiul ce face? A fost corect că s-a decis așa să se joace pe teren? Ce-i? A fost corect că s-a decis așa la comisie să se joace pe teren? Păi, dar nu eram normal așa pentru... Auzi, toți zic că în România, asta e țara noastră, iubim și-a. Nu că se face semenea tâmpenie, tu arbitru, oprești un meciu pe materie de xenofobie. Păi dacă nu există, bă, regulament, cum îl oprești tu? Păi ăla trebuie arbitru afară cu el acum. Păi dacă nu există regulament
și mai vii la comisie și și respingi. Păi, pe regulamentul scrie, nu mai rasism. Tu dai, oprești meciul pe xenofobie, dă-l afară. Numai în România se poate întâmpla așa o asemenea tâmpenie. Credeți că a luat de capul lui decizia? Păi a luat de capul lui decizia. Păi dă de capul lui cui? Va-și arbitra la Arad după aia, același arbitru. Și numai tâmpenie a făcut. A lăsat pe aia să joace, că a avut înțelegere cu ei. Lasă, bă, că nu contează la rupere. Că la rupere a fost. Galben, talpă, galben, nu, faul de roșu, n-a dat, nici galben a dat. Ăștia nu sunt arbitri. Păi da, vezi, că n-ajunge. E de atâția ani și n-ajunge să... Cum să oprești un meci? Că a strigat ăia afară și dacă zici, bine mă afară din țară, bine mă, lasă să zică, afară de zbucă până, pe lună, care problemă? Ce oprești tu meciul? Ce înțeleg până ce zică aia? Companie, cât de mult a crescut cota după convocarea la Naționala Italiei? Nu știu eu asta. Nu știu eu asta. Au fost foarte... Au fost... Cu Craiova, plătiți banii? Doamne, feriască. Nu avem ce să joace. Săptămâna aceasta se dă... Nu de plătit bani, e ceva de convenție. Am zis că nu joacă și gata. Ce să atâta? Eu nu fac așa ceva. Ce sunt, Burchel? Săptămâna aceasta se dă decizia în dosarul palmaresului. Sunteți încrezător că îl veți câștiga pe tot? Păi 100% o să-l câștigăm. Pentru că după cum s-a comportat, adică... Păi, dar n-ai cum, mă, sunt decizii și a lui Timișoara și a lui Craiova și de, sunt, Rapidu, deja e practica a Rapidului. E Rapidul acum care spune, păi după aceea când câștigi și palmaresul, câștigi și marca notorie. Deci toate sunt legate, eu nu v-am spus că în 2-3 ani, acum deja începe numărătoarea, le vom câștiga toate. Începe să revină la normalitate. Totul se va pune pe făgaș. Și cu stadionul? Păi și cu stadionul eu ce să fac, m-a zis ăsta, că face, a făcut, legea omul a făcut-o. Cum-l cheamă? Urează normele o grămadă acum. Ciolacu. Omul s-a ținut de cuvânt, a dat-o legea. Pe urmă a văzut că, vezi, doamne, nu știu ce, s-au legat, nu știu ce. Tot Ciolacu a intervenit pe la guvern, da, doamne, am dat-o lege, norme de aplicare. Acum au pus norme de aplicare, acum nu știu ce... Asta este, eu n-am ce să fac. Eu pot să fac în țara asta ce e în dreptul meu. Ce e în dreptul la altul, eu nu pot să fac. N-ați văzut, omul moare în pușcărie. Țipam, urlam, domne, că pleacă ăia, că de ce pleacă? Bă, ăia nu sunt fugari. Ce Oprescu-i fugar? Omul și apără viața lui și familia lui. S-a dus în Grecia, s-a predat. Bă, uite, am o condamnare. Am venit să fac pușcăria la voi. S-a dus ăla, cum-l cheamă? De la Dinamo. Săvulescu. Am o condamnare. V-am venit să vă apușcărea la voi. S-a dus Puiu Popovici. Dom'le, am o condamnare. S-a predat. Unde-i fugar? Omul și apără viața. Nu vreau să fac pușcărie în țară criminală. Păi, bă, vreau să fac pușcărie. Unde-i? Unde-s fugarea? Ce? Și apără viața. Sunt bărbați. Dom'le, vreau să fac pușcărie. De ce? Pentru că în România nu se face pușcărie, că vrea să te omoare criminali în pușcărie. Nu vă spuneam? Păi cum, dacă Elena Udrea are acum 2 ani executați cu arest cu tot. Normal, ea trebuie să-i dea 30 de zile acasă. Bă, 30 de zile trebuie să dea acasă, 5, 7, 10 zile. O cheamă copilul acolo în cameră la pușcărie. Bă, criminalul, lăsați, bă, femeia, vină, bun, gata, greșit Elena Udrea. Lasă-o, mă, să, legea, aplică legea. Păi de ce să facă pușcărie în România? E fugară? Păi a plecat femeia să fac pușcăria, bă, mă duc să fac pușcăria într-o țară care respectă pe om, nu care vrea să-l distrugă, să omoare pe om. Oprejea, boxor, tata mai omul. Bolnav de cancer, nu-ți da voie, bă, să te tratezi. După aia spune că, domne, că, păi da, lasă, domne, pușcărie, bine, bă, pușcărie, bun, bun, corupție, bă, la legea ce spune? Acasă 30 de zile la regim deschis, semideschis 25 de zile? Dă-i, bă, 22, dă-i 12, dă-i 5, bă, niciuna, vine copilul la pușcărie, bă, criminalul, lăsați femeia, vin acasă, mă. De când spun astea? De 10 ani de când m-am eliberat, 8-9 ani, numai asta zic de ce le-am trecut, le-am suferit cu criminalii și văd că de aia nu se rezolvă nimic. Nu se rezolvă nimic. Norme de aplicare.
nu se rezolvă nimic. Și după aia spune pe acolo, domne, România sănătoasă la real. Ce e România sănătoasă, mă? De unde România sănătoasă, mă, că noi avem praf? Care e sănătoasă? Păi sănătoasă știi când e România? Când aia care a dat pușcării și a murit oameni în pușcării, să fie măcar la pensie. Dar ea e judecătoare la Curtea Constituțională. Atunci ai România sănătoasă. Păi și acum să fie sănătoasă? Cum? Dacă aia e judecătoare la Curtea Constituțională, ea, Stanciu, Livia, care a dat pușcării de murea lumea prin pușcării, care a dat pușcărie la bărbat, aia cu Năstase, și nevasta, numai că era în firmă, că n-avea nicio vină, 7 ani și ea. Păi aia și ești judecătoare. Păi eu țin purlul, dar degeaba, bă, trebuie să fie oameni care să le pună la punct. Bă, știi, România, cum a zis ăsta, Iohannis, stat eșuat. Stat eșuat, asta este. Dar, domne, păi da fugarii. Pe care fugar, mă, tău, omul să-și apere viața lui și a copiilor lui. Am stat în pușcărie, fata mare, 18 ani, nu, a doilea an, aveam un an și ceva de pușcărie, un an și 6 luni de pușcărie. Dă-mi, bă, drum, mă, duc acasă, 18 ani, la a doua fată, nimic am majorat. Păi nu-i criminal? Ăia a răspuns vreunul? Că ea trebuie să răspundă criminalii aia care a făcut asta. N-a răspuns niciunul. Vezi? Da. Ce se face? Am ieșit în pușcărie, am ținut acolo o conferință de oameni sucutare. A, deci ai vorbit cu presa, îți dăm o sancțiune și nu mai te liberezi condiționat. Păi ce are, mă, cum? Am vorbit cam gură. Mi-a Dumnezeu cuvânt. Pui tu, mă faci mut, tu, la pușcărie? Normal trebuia ANP-ul sau cine mi se judecă, ia pe ea, ăia acum pentru încălcarea drepturilor, ia și tu pușcărie 6 luni. A, nu contează ce. Dacă trecem peste detaliile astea, nu mai este România sănătoasă. Dacă trece peste detalii că ei vin, iau o echipă, bag milioane, 30 de milioane, că o salvez, și după aia vine unul, a furat o becali, ta-la-la, luăm cu tare și nu lăsăm omul să facă treaba, cum nu m-au lăsat pe mine și în continuu numai șicanii, joacă peste Coclaur, la Buzău, colo, colo, la Pitești. Nu mai putem să facem în România sănătoasă. Treaba lor, poate. Și pe cine doare, bun? Pe cine doar? M-a durut pe mine. După aia la un moment dat, ce să fac, mă, spre amin? Ce să pot să fac? Dar anul ăsta parcă sunt mai multe șicane împotriva noastră, parcă mai multe decât oricând în fotbal. Așa pare. Se adună. Păi, dar ele sunt multe șicane, dar eu acum am tăbăcit. Și știi ce? Le face Dumnezeu toate, le așează. De ce? Bagă judecătorii că acum numai... Știi ce avem noi acum? La momentul ăsta, singurul lucru care noi mai avem sunt judecătorii. Care astea nu pleacă în sănătate ca doctorii și care judecători care au salarii bune și care a venit o echipă de judecători tineri și care vede măcar justiția se va face acum. O să vedeți, în următorii ani va fi justiție corectă, dreaptă și asta contează foarte mult. Sănătatea și justiția mult contează și educația. Asta avem. Și judecătorii acum le pun la punct. Judecători tineri, deștepți, facutari, le pun la punct. Și le vom câștiga pe toate. Și vom juca și pe Ghencea și să dea Dumnezeu, așa cum am zis, etapa 7, adică a 8-a, cum ar veni, să jucăm pe Ghencea, să fim campioni. Începeți cu Craiova, lui Rotaru, cum vi se pare programul și ultima etapă ar fi cu Rapidul, dacă ar fi să ajungă la ultima etapă. Dar începeți cu Craiova, lui Rotaru, play-off. Păi dar nu e, mă, că ultima etapă nu o să mai fie. Ultima etapă, îți dai seama, e frumos să fii, unde se joacă? Ultima etapă, dar Rapid s-a... Acasă la FCSB. Frumos pe Ghencea, campioni, adică distracție, adică festivitate cu artificii, nu? Ne închipuim. Mergeți pe stadion dacă va fi meciul de titlu? Aia, meciul de titlu. Aia dacă, numai dacă va fi cu artificii, adică să fie, înțelegi? Sărbătoare. Să fie să jucăm cu ei, adică cu Rapidul, frumos, sărbătoare, adică să fim deja campioni, altfel nu. Nu mai, m-am săturat, am obosit, am 65 de ani. Ce să fac? Am obosit, am crezut că pot și eu să schimb ceva, n-am putut să schimb nimica. Doar am dat din gură bla 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 și la pușcărie am țipat, am urlat. Tot nu s-a schimbat nimic la pușcărie. Am țipat, am urlat, par la fotbal, degeaba, ei sistemul lor, tot ale lor. N-am putut să fac nimic ca să schimb nimic, n-am putut. Măcar poate putut cât de cât cu credința, poate am mai
zi și una alta și poate oamenii, unii, doi, trei, șapte, nouă, cât ori fi înțeles, atât am putut și eu să fac în viața mea. Acum gata, mă retrag și eu la liniște. Că eu zic că... Inima a făcut 65 de ani. Nu mai poate ea așa mult. Ce să faci? Cât de repede vine antrenorul? Păi da, el sigur, cred că săptămâna asta o să punem antrenor. Să vedem, oră la oră la. Dar eu, care antrenor o să zică direct? Unul care zice, bă, te rog frumos, nu mai vreau să-mi iau și ei discuții, bla, 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 și cu Cotare și cu Naum și cu Cotare să zică ei nu știu ce. Da? Băi, zici pe față, domne, de exemplu, e unul român care s-a discutat cu el. Și a zis, domne, eu zic cum a fost în străinătate, cum patronii făceau în străinătate. Și care o să zică, da, domne, eu patronul mie îmi dă bani, eu să antrenez, sunt antrenor și patronul comandă, eu îl ascult pe patronul care mă plătește, dar să zice așa ca să nu mai toată ziua bla, bla, bla și bla, bla, bla și șicanii. Să zică direct în conferință de presă, domne, nu mai mă întrebați asta, pentru că eu ascult de patron. Ce patronul ia face? A, că schimbă... Bă, nu știu, că domne face schimbările, domne ascultă patronul, gata, punct, ce mai vreți, mă? Vă nu înțelegeți, sunt și voi turci? Limba română, mă, vorbim, nu limba turcească. Bă, eu o să fie antrenor care ascultă de patron. Ce, bă, atâta întrebați? Nu știți de atâta timp că așa este? Ascultă de patron, bine, dar nu sunt idiot să pun un antrenor, face el pe milioanele mele de bani? Păi de ce mergem la Hagi? Că patronul ascultă de antrenor, ascultă de patron. Nu? Păi da, el e și... Nu, ascultă antrenorul de patron. Păi nu? Unde în altă parte mergi? Păi altceva unde? Unde? Ce mergi? Păi au luat toate păi titluri. Da? A luat titlul? 30 de milioane gaură? Da. Hă? Unde sunt? Ce faci? Ce faci cu alea, cu titlurile alea? Ce faci cu ele? Bă, trebuie să mănânci. Nu ai bani să mănânci, degeaba zici că a crescut pomii, am avut fructe anul 20-2000, am fost plin cireșe, caise, prune. Acum ce mănânci? Acum? N-ai mâncare? Banul, nu-i banul, nu-i mâncatul, nu vezi comandă lumea asta toată. Ei bagă virus, ei bagă vaccin, ei bagă toate, ei bagă război, ei bagă cutare, ei război, ei comandă tot. Cine? Banul. Întreabă cineva că stai, domne, că are bun trapelul și că nu știu drapelul, ci că stai puțin că e Grecia, că e țara lui Homer și că a lui Aristotel și că nu știu ce. Iubica, banul, miliardele de la New York, acolo se comandă. La New York, miliardele așa, Ucraina face așa, ăla face așa, ăla face așa, ăla face așa. Îi interesează pe ăia, îi comandă. Vaccin, faci vaccin. Cum? Obligatoriu. Că te vrea, că are bani. Ce te cu... Și ce fereu? Și ce faci cu bani? Cu titlurile? Ați prefera... Păi, n-ai bani, degeaba ai titluri. Eu dacă făceam și eu la fel, n-aveam bani și o închideam acum. Că eu închid. Acum deja m-aș lua 8 milioane. Și acum adică eu dau 1 milion de euro. Ai bani, antrenorule, stai că te pun pe tine, mă. Să faci tu, mă, că eu sunt prea prost și îți dau ție banii, că tu și când pierzi câștigi banii, mă. Nu merge așa la becali. La becali stăpânul-i stăpân, slujitorul-i slujitor. Și așa se știe. Și cine vine, așa va fi. Până eu pun mâinile pe piept așa, eu o să comand eu toate. Da? Așa comand eu. Care vrea să lucreze cu mine. Care nu vrea, nu veni la mine. Ce atât acum, toată bla 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 bla, ce bârbiți toată ziua la televizor, toate tâmpenile. Băi, să știți, gata, până pun mâinile pe piept, cine vine la mine, slujește mie. Slujește pe bani, nu pe gratuit. Meseria lui, îți dau banii, faci meseria ta, dar eu ce spun eu, comand eu. Ce toată ziua bla 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 n-aveți? Hai că m-ați enervat. Cine e românul? Nu vă zic. Păi a zis că a fost la națională. A bine, nu mai știu, acum mulți ani, nu știu, nu m-am greșit, nu e, mă. Ați prefera român sau străin? Păi de-aia nu-l și spun, nu-l spun, pentru că eu cred că străinul o să aduc, știi? Adică e unul străin, cipriot mi se pare că este, nu știu,
Înțelegeți? Și de ce? Ca să scap de ei. Că puneam român. Da. Bă, dar dacă pui român, în loc să pun acum un român, vezi din cauza lor. Că Blatua, că nu știu ce, că suspendă, nu? Să văd de unde îl suspendă, că îl pun pe ăla antrenor. De unde îl mai suspens pe ăla? Nu au cum să dovedească, dacă n-au acces la antrenamente, cum? Păi da, dar cum, de unde îl suspenzi? Că el e antrenor și îl suspenzi, îi dai suspendare. Păi dă-mă suspendare, de unde mă suspenzi? Că este antrenor străin, de unde mă suspenzi? De la Vasile, de la Mitică, de la Gheorghe, de unde? Înțelegi? Și mai bine pun un străin și cu asta basta. Că ăla străinul le-a și zice, nu știu limba voastră, nu știu nici engleză, vorbiți cipriota. Dar a jucat în România? Da. A fost fotbalist pe aici? Nu știu, bă. O să fie cipriot, să învețe cipriota ca să îl întrebe la comisie dacă e cipriot. Da? Da. Băi, n-ai cum să o scoți la cap cu ei. Dacă ei au minte așa cum au ei, întunecată, atunci faci și noi minte întunecată. Minte strâmbă, bă, cu omul cu minte strâmbă trebuie să-ți faci mintea strâmbă ca să poți să înțelegi strâmbul. Bine, mă, dacă voi dați la astea suspendări, uite, punem unul cipriot care să-l anchetați în cipriot. Mulțumim, hai, mulțumim.